Am lucrat foarte bine cu domnul Dominic, dumnealui propunându-mi acest scenariu introspectiv asupra purgatoriului lui Bologa, cum s-a exprimat la început, vrând totuși ca prin actorie să facem, să găsim o cheie foarte realistă în abordare, deoarece situația era una suprarealistă. Și atunci, decât să găsească o rezolvare pleonastică de a rejuca sau de a dubla suprarealismul, noi actorii am fost tot timpul ghidați de domnul Dominic spre a juca realismul imediat al scenei, al situației în speță, iar această simbolistică și acest suprarealism va reieși ulterior din montaj și din încadrarea personajelor în decor și în poveste și amândoi. Am repetat vreo 2 săptămâni doar text la masă. Nu știu dacă asta este mult sau puțin. Mi s-a părut normal să se repete un text. Am avut vreo 90 de pagini de text totuși, care au fost repetate cam în 2 săptămâni, după care filmările au fost 4 săptămâni neîntrerupte, în fiecare zi. E primul proiect de genul ăsta în care nu am avut pauză nici măcar o zi de la început până la sfârșit. Având în vedere că s-a filmat într-un regim special cu o singură cameră, secvențele curgeau neîntrerupte de 3 minute, de 7 minute, de 8 minute, neîntrerupte de la cap la coadă, lucru acesta necesita în prealabil o repetiție amănunțită a scenei și mai apoi trecerea la filmatul propriu-zis. Și acest lucru a fost destul de obositor, adică de fiecare dată când ieșea bine, trebuia să iasă de 20 de ori bine ca să putem să trecem mai departe. Deci, jucându-te cu lumea visului, neavând un control asupra acțiunii clare în suivi, cum s-ar spune, am avut foarte mare încredere în domnul Dominic în ceea ce privește anumite indicații sau anumite indicații pe care atunci cumva nu le puteam proba sau verifica, dar mi-am dat seama de la prima întâlnire că dumnealui are chiar tot filmul în cap de la început și atunci cred că e foarte important pentru un actor să fie total disponibil regizorului pe perioada filmărilor, pentru că altfel nu pot cu toții să fie aduși în aceeași cheie de joc pentru a propune o convenție plauzibilă. Noi am început acest proiect de teatru, de televiziune și pe măsură ce lucrurile ieșeau și ne plăceau, atunci am zis că putem să cochetăm cu lumea filmului aproape de granița de trecere de la teatru de televiziune înspre teatru filmat. Propunerea acestui produs hibrid, aș putea spune, pentru piața de televiziune românească și, de ce nu, și pentru cinematografia românească, mi s-a părut foarte interesantă din partea domnului Dominic și am avut șansa ca toată echipa să creadă în acest lucru. Acum o să filmez un videoclip muzical. O să lucrez la un spectacol one man show, un spectacol de teatru care o să fac. Am făcut deja textul și sper să se joace undeva din luna ianuarie, februarie anul viitor. Și momentan sunt în căutare și de alte proiecte pe cinematografie și pe televiziune. Și cam atât.